care ea n-a permis. Și s-a degajat din el. S-au certat. Da. Și am găsit un băiat aici în sala Vale, a spus că o omoară și pe ierte. Părinții băiatului a spus că să nu te mai duci la fata aia, că te omoară și pe tine. Nu l-a mai lăsat pe băiatele filmului. Așa. Nu l-a mai lăsat. Și în seara asta ce s-a întâmplat? Și a intrat în relație cu altul băiat. Îi ținea calea când pleca fata la liceu, la Filiaș, pe șosea și mi-a bătut-o. Doi băieți le-a izisat, mergeau și ei tot la tren. Dacă nu era băieței, o omoram aici, mă-i supăstă de aproape de mine. Dar era așa periculos, mama aia? Da. A intrat și în curte peste noi la fereastră. Că unii e pieța. Și v-a plâns tatălui, a spus la poliție. Tatăl a deșit geamul, mă băiatru, pleacă acasă. Tatăl al fetii? Da, fiul meu. Da. Nu, da. S-a dus la poliție fiul meu dimineața și a spus lui maică-sa și lui... maică-sa că tatăl meu era aici. El a dat brâncii lui fiul meu și lui mama asta și l-a drăguit pe fiul meu și i-a zis vorbeul. Că te omor și pe tine. El, băiatul, a greșit. Da. Dar băiatul e copil de polițist? Da, e domnul Rotaru. Șeful. Domnul Rotaru. Și în seara asta, ce, cum se întâmplă? O chemă la poartă? Urmărește de mult cu omoară. I-a trimis mesaje, are mesaje pe telefonul. Cu, a amenințat-o cu omoară? Da, cu omoară. A intrat peste ea în curte? A intrat peste ea în curte maică în seara asta? Nu, maică-sa nu e acasă. Nu, a intrat. În seara asta, intră peste dumneavoastră în curte, ce nu, făcu? Nu, dar unde aștepta? Auză tasul țipând. Da. Ea a ieșit să ducă la o mașină la prietenul ei. Să ducă cu prietenul, nu știu. Și când a ieșit pe poartă, el a ieșit de pe curte. Aceea cu cuțitul. Băgă cuțitul. Dă-te cu cuțitul. Cu cuțitul dă-te. Eu nu văd. Da, cuțitul că e tăiat în patru locuri în spate. Și îi buște sânge pe gură. Câți ani avea fata? La toamnă, în decembrie, ești 20 de ani. A luat și a bacaloriat, a luat diplomele astăzi, tot luat. Se ducea la facultate? Vrea să scrie la Craiova și fost la Craiova ieri.